Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Făcătorul tuturor și dătătorul de viață, cuvântul cel împreună veșnic cu Dumnezeescul Părinte, de bună voie trup luând din fecioară și făcându-se om, a izvorât tuturor ca un bun învățăturile negreitei înțelepciuni. Înjumătățindu-se praznicul iudeilor Hristoase, în templu ai venit, stăpânul legii, învățând cu putere și pe cărturar mustrând, precum este scris, și spăimântându-i cu înțelepciunea cuvintelor tale și cu arătarea minunilor. Dătătorul înțelepciunii și dăruitorul celor bune, cel ce revarsă râuri dumnezeiești din izvorul cel pururea curgător strigă, cei însetați, veniți la mine, scoateți apa vieții și râuri de daruri dumnezeiești vor curge din pântecele vostru. Slavă Tatălui, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Când ai venit în templu, Hristoase Dumnezeule, la înjumătățirea praznicului, atunci învățai mulțimile strigând, cel ce crede într-un mine, de va și muri, viu va fi, iar iudeii scrâșneau din dinți, împreună cu fariseii și cu saducheii și cu cărturarii zicând, cine este acesta care grăiește hule? Neștiind ei că Tu ești Dumnezeul nostru, cel mai înainte de veci, slăvit cu Tatăl și cu Duhul, slavă Ție! Osânda pomului neascultării o ai dezlegat, Mântuitorule, pe lemnul crucii de bună voie pironindu-te și în iad pogorându-te, puternice, ai rupt legăturile morții ca un Dumnezeu. Pentru aceasta ne închinăm învierii tale, cele din morți, cu bucurie strigând, atotputernice Doamne, slavă Ție! Către Tine am ridicat ochii mei, Cel ce locuiești în ceruri, cine, înviforându-se și alergând la limanul acesta, nu se mântuiește? Sau cine, îmbolnăvindu-se și îndreptându-se spre casa aceasta de vindecare, nu se tămăduiește? Făcătorule al tuturor și tămăduitorule al bolnavilor, Doamne, mai înainte de sfârșit, până ce nu pierd, mântuiește-mă! Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că ne-am săturat de ocară! Cel ce ai primit răbdarea sfinților mucenici, primește și de la noi cântare de laudă, iubitorule de oameni, dăruindu-ne nouă cu rugăciunile lor mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul, slăvim pe Cel ce a făcut mântuire în mijlocul pământului, că la mijloc, între doi tâlhari, viața pe cruce a fost pironită și celui ce hulea nu i-a răspuns, iar celui credincios i-a strigat, astăzi vei fi cu mine în rai. Pogorâtul s-a în mormânt, prădată iadul și a înviat, a treia zi, mântuind sufletele noastre. Cu sfatul tău, cel de voie, cruce ai răbdat, Mântuitorule, și în mormânt nou, oamenii cei muritori, Te-au pus pe Tine, Cel ce cu cuvântul a așezat marginile lumii. Pentru aceasta, vrăjmașul fiind înlănțuit, moartea cumplită s-a prădat și cei din iad au strigat cu toții învierii Tale, celei de viață purtătoare. A înviat Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce rămâne în veci. Gândește-te, suflete, cum vom sta înaintea judecătorului, la divanul cel înfricoșător de judecată. Așezase vor scaunele înfricoșătoare și faptele oamenilor se vor da pe față. Atunci judecătorul va fi neînduplecat. Acolo va fi alături focul cumplit, învăluindu-se ca o mare înfuriată, ca să acopere cu zgomot pe cei căzuți. Gândește-te la aceasta, suflet al meu, și îndreptează-ți faptele tale. Cu sânjuirile mucenicilor tăi din toată lumea, fiind împodobită biserica ta, ca de porfiră și vison,
strigă printrânsii către tine, Hristoase Dumnezeule, îndurările tale trimite poporului tău, pace obștei tale dăruiește și sufletelor noastre, mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Înfricoșătoare este taina și uimitoare minunea, cum te-a purtat Fecioara pe tine, Făcătorul tuturor, și după naștere a rămas tot întreagă și Fecioară. Cel ce te-ai născut din trânsa, credința o întărește, pe păgânii îmblânzește și lumea o împacă ca un iubitor de oameni. Apa înțelepciunii și apa vieții, izvorând lumii, pe toți cheie Mântuitorule să scoate râuri de mântuire, că dumnezeiasca ta lege, primind-o credinciosul, stinge cu dânsa cărbunii înșelăciunii. De aceea nu va înseta în veci, nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne, Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul iertare de greșeli robilor tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cu crucea ta, Hristoase, din blestemul cel de demult ne-ai slobozit pe noi și cu moartea ta pe diavolul care chinuia firea noastră l-ai zdrobit, iar cu învierea ta toate de bucurie le-ai umplut. Pentru aceasta strigăm ție, cel ce a înviat din morți, Doamne, slavă ție! Spală-mă cu lacrimile mele, Mântuitorule, că m-am întinat cu multe păcate. Pentru aceasta și cad înaintea ta, milostive, greșit am, miluiește-mă, Dumnezeule! Părtași îngerilor v-ați făcut sfinților mucenici, înaintea tuturor pe Hristos bărbătește propovăduind, că toate desfătările lumii le-ați nesocotit ca și cum n-ar fi fost, dar credința a păstrat-o ca pe o ancoră tare. Pentru aceasta și înșelăciunea izgonind, izvoriți credincioșilor darurile tămăduirilor, rugându-vă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Doamne, mai înainte de prea cinstită patima ta, la jumătățirea praznicului te-ai suit în templu, pe iudeii cu îndrăzneală învățând cele ale lui Moise, orânduite de tine în lege, dar ei spăimântându-se de taina cea negreită a înțelepciunii tale, din pismă plănuiau într-o ascuns uneltire vicleană asupra ta. Cum știe cartea acesta care nu a învățat, că nu te cunoșteau pe tine, Mântuitorul sufletelor noastre? Cel ce ești sfârșitul, începutul și mijlocul tuturor, la jumătățirea praznicului ai venit în templu, Hristoase al meu, izvorând mie iertare. Adu-ți aminte de adunarea ta pe care ai câștigat-o dintr-un început. Auzita Sionul puterea cea dumnezeiască a învierii tale cuvinte și se bucură împreună cu fiii săi, lăudându-te pe tine, cel îndurat. Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, a făcut mântuire în mijlocul pământului, mai înainte de veci. Strălucite-ai cuvinte, lumina cea din Tatăl, dar în anii cei mai de pe urmă, te-ai arătat mie ca un om, dăruind iertare de greșeli. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La înjumătățirea praznicului Paștilor te-ai suit în mijlocul templului, Mântuitorul nostru, și stând în mijlocul mulțimii, îi învățai pe ei cu îndrăzneală și ziceai, eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții celei nemuritoare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii veciilor. Amin. Hristoase, Dumnezeule cel adevărat, lumina care sfințește pe tot omul cel ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată, și îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.